Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1758, la data de 7 august, avea loc începutul domniei lui Ioan Teodor Calimachi în Moldova, care a durat până în data de 11 iunie 1761. Acesta a fost boier de origine moldovenească, pe numele său adevărat Călmașul, fiind al doilea fiu al lui Teodor Calimachi. A studiat la Lvov și a ajuns mare dragoman la Constantinopol în perioadele 1741-1751 și 1752-1758. În această calitate, i-a împiedicat pe turci să intre în război pentru succesiunea tronului Austriei. Ca domn, nu s-a distins de ceilalți domni fanarioți. După ce a fost înlocuit cu fiul său, Grigore Calimachi, s-a retras la Constantinopol, unde a mai trăit 19 ani. A crescut de tânăr la Lemberg, în Polonia, iar mai târziu Nicolae Mavrocordat l-a trimis la fratele său, care era dragoman al porții. A fost locțiitor timp de 6 ani până în 1752, când a fost însuși numit mare dragoman al porții. De asemenea, tot pe data de 7 august, în anul 1911, a trecut la cele veșnice Gheorghe Cârțan, cunoscut și sub numele de Badea Cârțan. Acest țăran originar din localitatea Cârțișoara a rămas în istoria românilor ca un luptător pentru unirea românilor din Transilvania cu cei din vechiul regat, toată viața sa dedicându-o acestui scop. Într-o vreme în care românii din Transilvania aparțineau Imperiului Austro-Ungar și nu se bucurau de drepturi, Badea Cârțan a folosit cea mai eficientă armă, respectiv cartea. Timp de peste 30 de ani, a trecut de mai multe ori munții, din porunca inimii, aducând din vechiul regat în Transilvania sute de cărți românești. Ajuns de mai multe ori la București, el a cunoscut mai mulți oameni de cultură, de la care a învățat istoria românilor și mai ales ideea românității poporului român. Dorind să vadă cu proprii săi ochi momentele care erau mărturii ale istoriei poporului român, Badea Cârțan s-a hotărât să plece pe jos la Roma, unde a vizitat columna lui Traian.